Mulțumesc că ne-ați ascultat și ne-ați apreciat. Ce să zic, ne cerem scuze că v-am dezamăgit. Am făcut și noi ce-am putut, pentru că atât am putut. Ia înțeles că tu nu-ți place de noi și ești supărat pe noi, asta e. Mie mi se pare perfect normal, Andy, bravo, Andy. Hai că ați prins noi, fetelor, așa. De ce ne-am oprit? Pentru că am văzut că Andy din start n-am urcat bine pe scenă și fetelor, nu e frumos. Iau eu povara pe umerii mei dacă... Mie-mi pare că tu seameni cu ăla de la Eurovision, care te-a vestit cu barbă. Îmi pare că ești prea distrat. Niște nu ce sunteți eu, brațe. Hai, o secundă, am auzit că ați mai depășit odată limita, nu mă așteptam să repetați figura asta. Asta nu e un talent, nesimțirea e doar o... Doamna Mihaela, nesimțirea nu e un talent, decât a oamenii care nu au și suflet și minte. Dacă Andrei dar, în primul rând, stați cu mâinile în buzunar și vorbiți cu noi ca două golăgi de pe stradă. Aș vrea să ridicăm ștacheta discuției la nivelul unui spectacol de televiziune, dacă se poate. Dacă nu, vă poftim acasă. Poate să vorbesc și eu. Am senzația că nici publicul nu vrea să vă asculte. Vă place așa ceva? Bun, atunci acasă. Da, mulțumim. Vă mulțumim. Răspunsul nostru este nu. Bine. Niciodată. Bine. Ne cerem scuze, la revedere. La revedere. Să știți că nu ne oprim aici și mie îmi pare foarte rău comportamentul lui Andy Moisescu. Din partea dumneavoastră... Andy Moisescu, așa este, este de vină pentru tot pe lumea asta. Andy! Andy Moisescu este de vină pentru... Andy, ești îngrozitor că nu-ți plac nesimțitele și nu-ți plac oamenii care vorbesc cu noi. Andy, ce face din tine, Andy?